Tineri, dar cu forță de invidiat, la Chișinău a avut loc a treia ediție a competiției de lupte în cușcă Heroes, dedicată sportivilor amatori. Aproximativ 30 de luptători și-au măsurat puterile în octagon. Emoții la maxim, adrenalină tot la maxim, tot a fost super. Adversarul nu sunt adversari puternici, eu pot spune că el a fost pe 500, dar puternic asta n-a să fie 500 dacă spun. Sper că să mă lupt și eu în Eagles, să merg spre asta, sunt foarte motivat și doresc foarte tare. Pe lângă luptele de bărbați, s-a disputat și o confruntare și între reprezentantele sexului frumos. Erau putere, dar jos am pierdut puțin echilibru. Restul tot bine a fost. Acest turneu are ca scop promovarea tinerilor sportivi. Au fost niște lupte frumoase, după cum ați văzut, spectaculoase. Deja sunt câțiva sportivi, chiar vreau să-i menționez. Pentru proiectul Eagles, Brumă Oleg, Năstase Alexandru, Buzdugan s-au arătat foarte bine azi. Sâmbătă, 10 februarie, în capitală va avea loc cea mai așteptată competiție de arte marțiale mixte din acest început de an, Eagles Fighting Championship 8. Evenimentul se va desfășura la sala polivalentă și va fi organizat de Asociația AFIA. Pentru